o foto, mă îndoiesc o să găsești o soluție mai bună. Noi pentru asta luptăm și ne străduim să putem oferi soluțiile astea. În ceea ce privește modalitățile de plată, numerarul este rege și la voi. Plățile cu cardul pot crește pe online în viitorul apropiat. Vedem și noi avantajele plăților online. Într-adevăr, cum îi spune, plata asta cu cash e... N-aș putea spune de ce, mă tot gândeam, la un moment dat făceam o analiză cu colegii, de ce, pentru că nu e totuși problemă de încredere. Clienții noștri, foarte mulți, ne cunosc de ceva vreme, deci nu mai e problema de încredere. Totuși, eu cred că problema e la bănci, la modul de utilizare a cardului. Încă nu Și la au reușit comisioane. să-l... Da, corect, și la comisioane. Au început, s-au mai aranjat lucrurile, încă suntem departe de o piață civilizată, da, și asta e adevărat. Reprezintă puțin, mai mă întrebai de pondere. Plata cu cardul, cred că e undeva la... Dacă punem aici rate, toate celelalte variante, ajunge până în 20% plată cu cardul în F64. Ceea ce e puțin. Ne-am bucurat să reușim să vedem niște eforturi din partea, repet, a furnizorilor de servicii în zona asta. N-am însă mari speranțe aici. Ține doar cum va accepta clientul să facă plată. Noi oferim, mă întrebai la metode de plată? Păi oferim absolut toate metodele pentru că ne-am dat seama la un moment dat, în ciuda faptului că noi am fost un late adopters a ratelor. N-am vrut, până la urmă, vindem un produs care e adresat unui hobby. Dacă ai banii să-l iei, bine, dacă nu, mai bine mai aștept decât să plătești o dobândă colosală. Era la vremea aia, țin minte că plăteai 40% în plus. Ok, Deci, când ați real. intrat cu rate? Și noi am început să oferim și serviciul de rate, cred, acum 2 ani. Da, acum oferim o gamă întreagă de toată gama de posibilități de plată și ce e mai interesant, am văzut acest Bitcoin. Vrem să-l implementăm până la sfârșitul anului, sper să terminăm. E o Cu cine chestie lucrați? inovativă, interesantă. Sunt mai mulți parteneri cu care lucrăm, suntem, hai să spunem, în discuții aici, dar apropo de metodă de plată, asta e o chestie inovativă, într-adevăr. Nu știu cât de mult se potrivește pentru businessul F64, dar Până chiar în mi s-a Black părut Friday vrei să nemaipomenit. faci Nu, proiectul acesta? n-o să fie până în Black Friday. Deci Ok. e, noi am vrea să lansăm exact în perioada de după Black Friday, înainte de sărbători, zona asta de, hai să zic, acalmie. Și O să idee vedem. foarte bună. Orice monedă puțin reglementată de stat de Banca Centrală e bine.